Oricine poate avea dificultăți și atunci când oamenii sunt nevoiți să doarmă pe stradă, ajutorul cu mâncare sau cu bani le poate da un impuls important pentru a se readuce pe picioare. Totuși, uneori, acești oameni săraci nu sunt de fapt atât de săraci pe cât par. Cercetori falși care se prefac cu dizabilități sunt pe stradă pentru a-i escroca bani. De la înșelători în cârje la părinți escroci. Astăzi aruncăm o privire asupra oamenilor vicleni care cu ajutorul minciunii și al înșelăciunii au încercat să profite de bunătatea trecătorilor, dar au reușit să fie demascați. Haideți să vedem despre ce este vorba, așa că așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă o limonadă, stoarceți butonașul de like și să începem! Un picior aici. Să începem de jos și să aruncăm o privire la escroci care și-au făcut banii stând pe trotuar. La prima vedere, se pare că i s-a amputat piciorul și trebuie să stea la pământ și să ceară bani trecătorilor. Dar aparențele pot fi înșelătoare și într-adevăr. După cum a aflat cineva, acest om este destul de sănătos. Asta e sampa, mă! Da? Asta e sampa, mă! Asta e sampa, mă! Asa yung sampa mo? Pakita mo, tayo ka nga! Un adevărat miracol. Trecătorul furios are în mod clar puteri de vindecare. După acuzații zgomotoase de înșelăciune, cercetătorului i-a crescut în mod miraculos piciorul lipsă, sau mai degrabă s-a dovedit că piciorul amputat era pur și simplu ascuns în pantalonii scurți. Nu știu de ce tipul ăsta a început să cerșească pe trotuar, dar cred că ar putea încerca să lucreze ca magician stradal, pentru că piciorul lui poate apărea de nicăieri. Actori în cârje. Mai departe avem un cercetător sud-african care a folosit recuzita ca suport. El mergea prin Cape Town sprijinându-se în cârje. Actoria acestui escroc este demnă de un Oscar. O bucat tu e bine. El atât de convingător șchiopăta cerșind între mașini, încât spectacolul abia începuse când a observat că era filmat de un șofer de camion care îl demasca. Apoi cerșetorul a încetat să se mai prefacă și să se sprijine de cârje și s-a acceptat calm. Apropiindu-se de camion, a început să râdă, dar a arătat totuși paharul, cerând șoferului bani. În mod ciudat, șoferul a pus banii într-un pahar și l-a lăsat să-și continue discursul. Se pare că onestitatea este încă captivantă, chiar dacă este onestitatea legată de faptul că nu ești sincer. Datoria paternă. Acești doi cercetători lucrau singuri, dar următorul șmecher a folosit ajutorul unui mic complice în înșelătoria lui. Afacerea de familie este întotdeauna grozavă și, spre deosebire de acel cercetător sud-african, acest tată s-a sprijinit pe copil pentru a întoarce totul cu ajutorul fiului său. Probabil mâna lui pansată a adus mulți bani, dar în cele din urmă cineva a demascat cuplul și i-a cerut tatălui să descopere bandajul pentru a arăta rănirea copilului. Când tatăl a dezlegat bandajul, clar că nu îi păsa de presupusa rănirea fiului. S-a dovedit că copilul avea o mână complet sănătoasă. În mod normal, un copil nevătămat este bine, dar în acest caz, mulțimea din jurul cercetătorului s-a agitat, iar perechea stânjenită a plecat fără să scoată un cuvânt. Cercetătorul cu greu poate fi numit tatăl anului, dar se apropie de fiul său. Tatăl meu, nici măcar nu avea încredere în mine să tund gazonul. Afacere de familie. De la un membru al familiei la altul, acest înșelător a mers și mai departe și a solicitat ajutorul soției și a celor 4 copii în planul său. În acest videoclip, o familie din Pakistan a ieșit la plimbare cu tatăl care aproape se tăra pe jos, dar restul îl urmau. Capul familiei părea a fi un adevărat invalid, cel puțin în timp ce se afla în zona în care cerșea. Dar de îndată ce a cotit pe o alee și s-a așezat, comportamentul i s-a schimbat radical. Când copiii s-au înghesuit împrejurul
ajutorul tatălui lor, el și-a scos rapid hainele de cerșetor. A sărit în picioare și a mers mai departe și întreaga familie a fugit de la locul crimei. Probabil că credeau că au rămas nepedepsiți, dar toate acestea au fost înregistrate de camerele de supraveghere și filmările acuzatoare au provocat indignare în rețelele de socializare și în mass media majoră. Călătoriile familiei mele se termină de obicei cu certuri, dar aceasta s-a terminat cu Hype International. Ce realizare bună! Jocuri pentru copii. Acea familie de escroci era condusă de un tată, dar următorul copil a ales o carieră solo și lucra de unul singur. Tipul ăsta este un adevărat talent, înșelăciunea lui arată foarte profesionistă pentru vârsta sa. Deși era convingător, din păcate pentru el, un soldat în trecere l-a demascat și l-a obligat să arate picioarele sănătoase. Era în regulă, dar nu putea să se ridice singur și nu trebuia decât să se îmbufneze pe soldatul care și-a continuat drumul. Acesta nu este singurul tânăr înșelător expus. Acest adolescent a suferit o soartă asemănătoare când a cerut pomană de la polițiști. Tipul cerșea bani, dar poliția este clar familiarizată cu astfel de înșelăciune și știe să recunoască escrocul. Astfel nu i-au dat nimic, ci doar l-a forțat să se pună pe picioare. Acum adolescentul nu cerea bani, ci să fie lăsat în pace, rugându-se pentru iertare. Dar ofițerii nu au îndrăznit și l-au demascat. Bineînțeles, dacă bănuiești că cerșetorul te înșeală, nu trebuie să-l târăști și să-l ridici în picioare, pentru că într-adevăr poate fi un invalid. Dar în acest caz, tipul a fost expus cu nebunie. Și da, și poliția probabil că ar fi trebuit să se roage mai mult. Secretul tinereții. Să lăsăm școala și să trecem de la tineri trișori la un cerșetor în vârstă din New York. Sunt mulți oameni talentați în acest oraș și în 2012 Inside Edition a găsit o femeie talentată pe stradă. Cu spatele cocoșat și o eșarfă care să o protejeze de frig, această bătrână cerșea pe Fifth Avenue, o stradă din Manhattan cunoscută pentru magazinele și apartamentele scumpe. Fifth Avenue se numește strada milionarilor și potrivit jurnaliștilor, oamenii de afaceri și oamenii bogați care treceau pe acolo dădeau 50 de donații pe oră. Ea câștiga 10 de mii pe an. Bineînțeles, femeia cerșetoare care primea atât de mulți bani a început să atragă atenția locuitorilor din New York, iar când aceștia au bănuit că ceva nu este în regulă, jurnaliștii de investigație de la Inside Edition au început să studieze povestea femeii. Erau interesați de ea, așa că au decis să o urmeze pentru a vedea unde va merge când va termina de cerșit. Cei ce au văzut în ziua aceea i-au uimit. Femeia s-a urcat într-un autobuz în apropiere și apoi s-a așezat pe bancheta din spate a unui microbuz. După un timp, mașina s-a oprit și cerșetoarea a sărit în stradă, dar fără spatele încovoiat. Nu arăta deloc ca o bunică. Asta da transformare. Cerșetoarea s-a transformat într-o fată cu 50 de ani mai tânără, la fel ca vicleanul Benjamin Button. Jurnaliștii au urmărit-o cum se plimba prin oraș, întâlnindu-se cu prietenii și făcând cumpărături cu banii necuveniți. A doua zi s-a întors pe Fifth Avenue, cocoșată și târându-se. Jurnaliștii au decis să vorbească cu ea, dar când s-a întors spre dânsa, ea a rămas în rol și i-a întrebat pur și simplu pe jurnaliști dacă au bancnote mărunte. Și apoi a plecat să-și continuă înșelătoria în alt loc. Cu un talent atât de impresionant, poate că ar trebui să-și încerce mâna la Broadway. Înșelăciună în mai multe straturi. Această performanță este impresionantă, dar locatara de New York este departe de singurul cerșetor a cărui înșelăciune se baza pe un costum. Adia.
Un cercetător cu un singur picior stătea pe pământ cerșind când o mulțime furioasă se apropia de el. A protestat, dar oamenii nu aveau de gând să-l lase în pace, convinși că de fapt era un escroc. Cercetătorul a fost nevoit să se dezbrace fără tragere de inimă în fața tuturor, dezvăluindu-și înșelăciunea strat cu strat. Se pare că piciorul lui era îndoit și fixat în așa fel, ascunzându-se sub trei perechi de pantaloni și o bandă elastică strânsă. Bandajul era atât de strâns încât piciorul lui subțire a devenit aproape invizibil și înșelăciunea a fost dezvăluită abia când a îndepărtat ultimul strat. În ciuda expunerii, distanța la care a mers acest cercetător este admirabilă. Dar după toate aceste videoclipuri, am o întrebare. Când decizi să te supui la neplăceri doar de dragul unei mici pomene? Nu există modalități mai bune de a câștiga bani decât înșelând oamenii? Sigur, este cald în bucătăria de la McDonald's, dar măcar poți să ții picioarele libere în timp ce faci bani. Cercetător leneș. Acest om nu s-a deranjat cu costumul și croitoria lui s-a dovedit a fi mai puțin sofisticată. Se pare că ar fi putut să depună un pic mai mult efort sau măcar să aleagă un costum mai bun, ca în timpul cerșitului trecătorii să nu poată atât de ușor să-i ridice cămașa largă, arătând că presupusul braț amputat este închis în pantaloni. În general, ideea a fost sortită eșecului, dar acesta nu este singurul mincinos leneș care rătăcește pe străzi. La început, acest cercetător din Johannesburg pare să stea în mijlocul drumului fără picioare. Dacă ar fi adevărat, un astfel de loc ar fi periculos pentru o persoană fără membre inferioare. Dar în curând a sosit poliția și sosirea ofițerilor a adus cu sine o adevărată minune. Cercetătorul fără picioare s-a ridicat și a plecat. Se dovedește că are picioare, dar nu are rușine sau conștiință și înșeală șoferii trăgându-și cămașa peste picioare și ascunzându-se în spatele unui sac mare. Acest truc este foarte simplu și deși a funcționat pe trecător, cercetătorul a decis să nu riște și a preferat să-și arate picioarele brațului lung al legii. Evadarea în pantaloni scurți. Să continuăm subiectul cu poliția. Următorul videoclip arată momentul în care un escroc a fost demascat în Bogota, Columbia, iar poliția a făcut-o de pe motocicletă. A fost prins la propriu cu pantalonii jos. Polițiștii l-au recunoscut pe cercetător pentru că îl arestaseră deja, așa că nu aveau nicio îndoială că nu era invalid. I-au cerut să le arate rana, dar cercetătorul a protestat, țipând, voi fi gol! Desigur, nimeni nu a vrut să-i vadă costumul de Adam, dar poliția l-a demascat și l-a forțat să-și scoată blugii. În cele din urmă, cercetătorul a cedat și a scos pantalonii și a sărit în picioare și a șchiopătat, etalându-și boxerii. Ei bine, măcar nu purta tanga. No le importa nada. Es al mocho, ahora, no. Ahora le sale la otra pierna. No le importa nada. Mire. Fără picioare și fără rușine. Se spune că nu alegi să fii cercetător, dar acest cercetător a ales să înșele alți oameni și nu este singurul, așa că hai să mergem mai departe și să ne uităm la un cercetător cu dizabilități care nu are picioare. Sau poate are. Da, aceasta este o altă păcăleală. Acest erou fără picioare nu se rostogolește pe pământ, dar are propriul lui truc. Călărește pe un cărucior, ridicându-se și cerșind bani în Luzhou, în China. Nu,
Pietonul a văzut cum această persoană pseudo-handicapată intră și iese din autobuz pe picioarele sănătoase, așa că atunci când l-a observat la sol, a bănuit imediat că ceva nu este în regulă. După ce și-a dat seama de înșelăciune, trecătorul a hotărât să-l demascheze pe cerșetor și i-a lăsat pantalonii în jos, arătându-i picioarele bandajate în spate. Ce-i drept că înșelătorul este un actor adevărat, s-a rostogolit în continuare pe cărucior. Deși toată lumea îi cunoștea deja secretul, aceasta este imersiunea în rol. Demascarea accidentală. Mulți cercetători falși sunt demascați cu intenția de a-i dezvălui înșelăciunea, dar următorul bărbat a avut ghinion, deoarece a fost demascat din întâmplare. Nu numai secretul lui a fost dezvăluit, ci și partea inferioară a corpului și totul din cauza femeii care a pășit pe piciorul pantalonului. Deși trebuie menționat că videoclipul este prea reușit și faptul că cineva a filmat din greșeală acest moment sugerează că este cel mai probabil o postproducție și nu un caz real. Poate că acesta este un fals, la fel ca handicapul cercetătorului, dar un astfel de videoclip arată că persoanele false cu dizabilități sunt atât de comune în unele țări încât încep să-i parodieze. Sunt atât de comuni încât cascadoriile lor au fost parodiate chiar și în emisiuni și reclame, ca aceasta din Thailanda. Genial, dar sper că această reclamă nu le oferă escrocilor idei noi. Acrobat cerșetor. Spre deosebire de cerșetorul din reclame, majoritatea escrocilor nu-și dezvăluie trucurile. Totuși, în 2015, un cerșetor în Bangladesh, Sajan Raju, a decis să profite de atenția pe care o atrag cerșetorii falși și a arătat trucurile la televizor. Sajan își îndoaie corpul într-un mod inimaginabil pentru a-i convinge pe trecător de handicap. Dacă ar vrea, s-ar putea să se angajeze la circ, pentru că modul în care se poate arcui este cu adevărat impresionant. Cu toate acestea, înșelăciunea stradală este o afacere foarte profitabilă și nu-și dorește să lucreze normal. Sajan susține că poate câștiga aproximativ $500 pe lună cerșind, ceea ce reprezintă de 4 ori salariul mediu din Bangladesh. Mulți consideră că este rușinos să cerșească, dar cu un astfel de salariu, Sajan a obținut un loc de muncă mai bun decât angajații de birou. Există zvonuri că unii escroci câștigă mult mai mult decât ar putea într-un loc de muncă normal, în funcție de locație, așa că preferă să cerșească. Asta explică de ce astfel de oameni sunt dispuși să stea în poziții extrem de incomode toată ziua. Dar înainte să renunți la slujbă și să stai pe trotuar, amintește-ți că mincinoșii nu au asigurare de sănătate, așa că cel mai bine e să stai la birou. Trucul în mânecă. Am văzut multe înșelăciuni legate de picioare, dar jurnaliștii televiziunii centrale din China au întâlnit un cercetător care apăsa pe milă cu lipsa brațelor și nu a picioarelor. Se presupune că nu avea o parte a mâinilor și se tăra de-a lungul drumului, sprijinindu-se de cioturi, adunând bani într-o cutie de vopsea. Bărbatul era foarte persuasiv, deși era greu de înțeles ce fel de dizabilitate înfățișează. Cu toate acestea, jurnaliștii au arătat curând că cercetătorul cu cioturile mâinilor avea câte o bucată de trunchi în mânecă și acest trunchi erau mâinile lui. Mai târziu, operatorul a filmat cum escrocul s-a așezat cu mâinile scoase din mâneci și a început să numere banii, fără să-i mai pese să țină secretul, pentru că ziua de muncă se terminase deja. Nu este un profit rău pentru o zi, cel puțin suficient pentru o călătorie cu autobuzul. Mâna accidentată. Haideți să ne concentrăm pe mâini. În acest caz, nu dizabilitatea este cea care dispare, ci accidentarea. Această cerșetoare a spus că a avut un accident groaznic și mâna stângă a fost grav rănită. În timp ce cerșea, a fost observată de un polițist care și-a dat seama imediat că înșeală. S-a apropiat de ea și a înregistrat un videoclip. Ofițerul a înșelat-o, a apucat-o de încheietura mâinii și a desfășurat bandajele. Când acestea au dispărut, cu ele au dispărut rănele ei, iar brațul presupus rănit s-a dovedit a fi sănătos și dacă rana ar fi fost reală, ar fi fost foarte incomod. Dar în acest caz, polițistul a făcut dreptate pe stradă și a prins femeia în flagrant cu o rană falsă. Înșelăciune oarbă.
Mulți dintre acești cercetori se gândesc la imagini, își ascund membrele sau își îmbracă haine potrivite pentru înșelăciune. Dar următorul bărbat nu s-a deranjat și s-a hotărât să facă bani prefăcându-se orb. Din păcate, pentru acest escroc, pretenția lui s-a dovedit a fi neconvingătoare, iar fata l-a demascat cu ajutorul poșetei, dovedind că într-adevăr vede totul. Prieteni, sunteți de acord că acest videoclip arată ca o altă producție cu actorie proastă, dar există și alte videoclipuri pe internet și sunt mai convingătoare. Iată un alt exemplu în care un trecător expune minciuna cercetătorului. Acest videoclip a apărut în anii 2010 și ar fi putut inspira acel videoclip anterior. Cercetătorul încearcă să fure bani de la un trecător purtând ochelari de soare și prefăcându-se orb, doar că acest bărbat i-a văzut înșelăciunea și nu a vrut să închidă ochii, ci a decis să-l demascheze. Când trecătorul s-a prefăcut că este pe cale să-l lovească pe cercetător, acesta s-a dat înapoi de teama loviturii. Desigur, poate că acest tip este adevăratul Matt Murdock, care manevra cu prezentarea lui perfectă, dar pe baza înșelăciunilor pe care le-am văzut până acum, înclin să cred că aceasta este doar o altă înșelătorie și un actor rău. Ei bine, sau este un fel de duo care filmează videoclipuri montate cu cercetători. În acest caz, acești oameni au reușit să convingă internetul că falsurile lor sunt un incident real. Dar voi ce credeți? El este cu adevărat orb, se preface sau este o producție? Scrieți-ne în comentarii! Bunica cu secret. Acești cercetători orbi nu erau singurii expuși amenințărilor fizice, așa că în Nijni Novgorod, o femeie fără adăpost și dornică cerșea de pomană când un trecător nedumerit s-a apropiat de ea. S-a uitat atent la basmaua și ochelarii ei și a observat ceva foarte ciudat și suspect. Apropiindu-se de ea, el a întrebat-o dacă poate să-și arate fața, dar femeia a refuzat. Bărbatul i-a scos ochelarii și basmaua și a văzut o femeie mai tânără cu părul negru. Știu că vopseaua de păr și crema hidratantă fac minuni, dar această femeie era în mod clar o femeie destul de tânără care se prefăcea a fi o bătrână pentru compătimire și bani. Oamenii sunt gata să facă orice pentru privilegiile persoanelor în vârstă. Această pseudo-femeie era mai interesată de bani decât de bomboane moi. Dar ar trebui să ne amintim cu toții un fapt important. Majoritatea oamenilor de pe stradă chiar au nevoie de ajutor și câțiva mincinoși nu ar trebui să ne oprească să-i ajutăm pe toți cei care au într-adevăr nevoie. Deși internetul este plin de exemple de astfel de înșelăciuni, amintiți-vă că acestea sunt o minoritate. Este mai bine să presupunem că oamenii săraci, în special cei cu abilități clar limitate, cer sincer ajutor și nu se bazează pe milostenia oamenilor. Dacă vezi o bunică suspectă de tânără care cerșește, nu este necesar să o expui. Este deja plăcut că i-ai dezvăluit înșelăciunea. Salut! Nu mai ai timp să privești filmele preferate fiindcă vine vara și vrei să începi să citești mai multe cărți, să faci sport și să dormi câte 7-8 ore? Noi avem soluția! Pe noul nostru canal, Lime Films, găsești rezumatul la cele mai bune filme. Astfel vei economisi mai mult timp. Linkul îl găsești în descriere. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii, voi ați văzut pe stradă cerșetori care se prefac ca fi bolnavi? De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă Lime!